Faptul că etnicii romi își căsătoresc copiii încă de la vârste fragede nu este o noutate pentru nimeni. În toate cătunele din zona Muscel sunt întâlnite asemenea cazuri, iar problemele vin în momentul când părinții nu se mai înțeleg în privința banilor. Secția de poliție Schitu Golești se confruntă cu un asemenea caz ce a degenerat de la întreținere de relații sexuale cu un minor la violare de domiciliu și amenințări. La nivelul acestei subunități de poliție ne confruntăm, să spunem așa, cu sesizări ale cetățenilor privind raporturi sexuale cu minoră. În realitate sunt acele obiceiuri din etnia romilor care obișnuiesc să căsătorească tinerele la vârste încă de minorat și au fost situații când minorele sub 15 ani au fost abuzate sexual, motiv pentru care, din punctul nostru de vedere, ne-am declinat competența în favoarea parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, unde au fost efectuate cercetări, fiind dispuse soluții legale. În prezent avem în lucru astfel de sesizare, mai mult pornind de la aceste neînțelegeri, să le spunem între ghilimele, au fost și sesizări privind infracțiuni de amenințare și chiar de violarea domiciliului în formă agravată pe timpul nopții. Urmează să propunem soluții legale unității de parchet competente. Povestea acestei familii din satul Groșani, comuna Poenarii de Muscel, este mai delicată pentru că pe lângă faptul că fata în vârstă de numai 15 ani a fost dată unui bărbat de 30 de ani, în peisaj a mai apărut și un copil de 3 ani, frate al victimei, care a rămas în grija tatălui. Cazul este monitorizat de Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Poenarii de Muscel, precum și de Protecția Copilului Argeș, pentru a sesiza dacă cei doi minori sunt neglijați și se pune problema instituționalizării lor.